Scandalul iscat la CS Năvodari, secția de handbal, s-a soldat cu demisia antrenorului Nicolae Gârbocea, cel care practic a înființat această secție în 2010. Tehnicianul a fost reclamat de o parte a părinților pentru modul în care se adresează elevilor și pentru anumite ieșiri violente. Conducerea clubului urma ca, pe 10 februarie, să ia în discuție acest caz și să dea un verdict. Gârbocea, polițist de meserie, nu a mai așteptat decizia Consiliului de Administrație și, pe 6 februarie, și-a înaintat demisia. Începând cu data de 6 februarie și-a depus demisia pe cale amiabilă, dânsul nu a mai putut rezista practic sau să nu-și înrăutățească cel de-al doilea job pe care îl are, lucrează în cadrul IPJ Constanța, secția 2. Iar pentru viitor aș face o propunere către Consiliul de Administrație ca părinții copiilor să nu mai facă parte la antrenamente, deoarece poate să influențeze atât antrenorii cât și copiii. De pregătirea juniorilor 3 și 4, de care răspundea Gârbocea, se va ocupa Cristian Bărbulescu. Ancheta internă va continua pentru a se elucida întregul aspect al sesizării. De remarcat că o bună parte dintre părinții nominalizați în reclamație contestă autenticitatea semnăturilor sau modul în care au fost ele obținute de către reclamanți.